telespectatori, vă salut! Sunt Liliana Cazac și cu mare drag în această seară o să vă prezint o nouă ediție a emisiunii Bomodă. Azi ne-am deplasat tocmai în orașul Orhei. Aici, într-un local de vis, va avea loc o sărbătoare. Despre care sărbătoare este acest reportaj, o să aflați în continuare. Telespectatori, cred că v-ați dat seama după imaginile pe care le-ați văzut că astăzi este o omageată, o frumoasă interpretă și foarte talentată, o prietenă adevărată, atât a mea cât și a postului de televiziune Busuioc TV, pe care o salutăm cu drag în această seară extraordinar de frumoasă, dorindu-i la mulți ani și aș vrea să o întreb care sunt emoțiile dumneiei din această seară, pentru că ați văzut și dumneavoastră câtă lume frumoasă a venit aici să o felicite, câte flori a strâns în această seară. Bună seara! Bucuroasă să vă revăd și chiar astăzi m-am simțit ca o princesă dis de dimineață, m-am sculat cu bun augur și mi-am pus așa pe gânduri, pe căprării, cum s-ar zice, că astăzi ar trebui și este o zi frumoasă, importantă pentru mine. Și ce îmi doresc eu în seara aceasta? În seara aceasta îmi doresc ca toată lumea să fie împlinită, să fie onorată, să se simte bine și vreau să le doresc tuturor multă sănătate, multă căldură, dragoste, liniște, pace în țară și vreau să mulțumesc din suflet postului de televiziune TV Busuioc, care cu atâta ardoare și cu atâta valoare muncește pe tărâmul acesta frumos și să le doresc realizări. Așa să ne adune cu voie bună și mult succes! Vă îmbrățișez cu drag! Eu vă mulțumesc, doamna Ludmila, pentru aceste frumoase cuvinte și să știți că noi suntem bucuroși să vă avem ca interpretă în playlistul nostru și vă dorim mulți ani înainte să prosperați, să creați și să aduceți spre viziunea publicului larg melodiile dumneavoastră frumoase pe care le reprezentați atât de frumos. Mulțumesc din suflet! O seară frumoasă! Vă doresc la toată lumea!
Iar eu vă îndemn, dragi telespectatori, să rămâneți alături de noi, pentru că urmează mesajele de felicitare muzicale din partea artistelor, prietenilor doamnei Ludmila Dorunceanu. Mulțumim din suflet! Vă doresc o seară cât mai incendiară și frumoasă! Așa că rămâneți cu ochii pe noi! Dragă noastră și mult stimată doamna Ludmila, astăzi ați atins o vârstă foarte frumoasă și cei mai apropiați oameni astăzi sunt alături de dumneavoastră. Vreau să vă doresc mulți ani frumoși, cu o dispoziție bună, alături de cei dragi, să vi se împlinească visurile așa cum a fost și până acum, să fie anii care vă aparțin încă să-i trăiți, veseli, frumoși, tot așa de activ, inspirate să fiți tot așa cum ați făcut-o și până acum și să aduceți frumosul la lumea care așteaptă noi realizări de la dumneavoastră și realizările acestea să fie în toate domeniile. Dar noi vom fi alături de dumneavoastră și ne-am bucurat și noi de succesele dumneavoastră. La mulți, mulți, mulți ani, doamna Ludmila!
În această frumoasă și deosebită zi de iarnă, în 8 decembrie 2022, sunt nespus de bucuroasă că sunt invitată la o doamnă frumoasă, omageată la buna noastră prietenă și colegă, Ludmila Doronceanu, care face o vârstă frumoasă astăzi. Și desigur eu împreună cu colegele mele, cântărețele, am venit să o omagiem, să ne distrăm împreună. Dragă Ludmila, vrem să-ți dorim multă, multă sănătate în primul rând, multă prosperitate, să ai parte de tot ce e frumos și bun pe lume. Și așa cum ești, să mergi mai departe pe calea muzicii, cu piese noi, cu realizări frumoase, atât pe calea muzicii, cât și în viața personală. La mulți ani, draga, scumpa noastră Ludmila! Draga mea, Ludmila, ființă dulce și duioasă, ești ca o rază de soare. Când ai apărut în viața mea, am crezut că văd un înger. Era atât de senină, atât de zâmbitoare, radia bunătate de la tine și te-am apropiat sufletelul meu. Îți doresc în această zi minunată să te bucuri de prezența celor dragi, că știu că ai chemat, ai invitat aici cea mai frumoasă lume aproape sufletului tău. Eu o țin alături cu sufletul, cu gândul și îți doresc la mulți ani fericiți și multă sănătate, draga mea! Și de serii, a dorit drăcinii.
Astăzi este o zi foarte deosebită pentru această doamnă, mamă, bunică. Vreau să-i spun un sincer la mulți ani, doamne Ludmila. Din toată inima și din partea familiei mele dragi, familiei Sturza, te felicit, vă felicităm cu această zi frumoasă, să fiți mereu minunată, împlinită, fericită, precum Domnul v-a dăruit viață pe acest pământ. Sunt foarte fericită că fac parte din prietenii tăi și bunul Dumnezeu să aibă grijă mereu de tine. Să știi că ești un om deosebit pentru sufletelul meu și familiei mele și te iubesc la infinit, la mulți ani! Eu vreau să vă anunț că doamna director general de la postul de televiziune TV Busuioc, doamna Liliana Prada, vine și ea cu o melodie foarte frumoasă, în special pentru mine și pentru voi. Doamna Ludmila, eu vreau să vă zic că pentru mine ați fost mereu un soare. Pentru că de fiecare dată când vă întâlnesc, dumneavoastră zâmbiți. Și această pozitivitate pe care o emanați, să știți că ne molipsește și pe noi toți, cei care vă întâlnim și vă admirăm. Să știți că vă doresc ca drumul vieții dumneavoastră mereu să fie presurat doar de succes și ghidat doar de înțelepciune, precum sunteți și dumneavoastră, pentru că mă bucur de fiecare dată când am unele întrebări sau unele probleme, de fiecare dată dumneavoastră aveți un răspuns extraordinar de bun pe care îl pun în practică. Și nu mi-e rușine să zic că sunteți dumneavoastră cea care știți să oferiți aceste sfaturi la momentele oportune. Vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți prieteni. Și vă mai mulțumesc, doamna Ludmila, că mi-ați dat ocazia să întâlnesc în această seară atâta lume bună și frumoasă. Și, desigur, o horă pentru toți dumneavoastră, pentru această lume bună și frumoasă și, în special, pentru doamna Ludmila. Și de mine bucuroasă, bun găsit.
Stimata mea, doamna Ludmila, astăzi este o zi minunată pentru dumneavoastră și iată că un sufletel cald, blând, drag mie este sărbătorit, anume în acest anotimp a magiei, a bucuriei, a sărbătorilor de iarnă, a obiceiurilor și tradițiilor de familie. Nu degeaba dumneavoastră sunteți o familistă foarte bună, un om cu suflet mare și eu sunt persoana care apreciez personalitatea dumneavoastră, artistismul dumneavoastră din scenă, felul dumneavoastră de a fi care ne inspiră și pe noi, artistele mai tineriele așa, mai începătoare, să fim așa mai ginga și mai cochete cu publicul, să fim și noi atât de elegante ca dumneavoastră. Sunteți un exemplu pentru noi în toate și vă mulțumim pentru că sunteți o prietenă adevărată pentru noi, de parcă am fi surori. Și mă bucur foarte mult că ne iubește Dumnezeu, ne-a dat vreme de veselie, de bucurie și chiar mă simt la sărbătoarea fericirii alături de dumneavoastră. Vă doresc multă, multă sănătate și multe, multe bucurii. Așa să vă știu ani frumoși în continuare, că timpul se scurge, dar rămân faptele și bucuriile care semnează istoria. La mulți ani, doamna Ludmila! Mulțumesc frumos de cuvintele calde! Mulțumesc, dragă Oxana, pentru așa cuvinte calde și frumoase, dar spuse din suflet, cu sinceritate mare. Te îmbrățișez cu drag și te admir! Bunica, eu vreau să-ți doresc să fii sănătoasă, să ai multe puteri în viață. Eu ți-am pregătit o felicitare pentru ziua ta. Dragă bunică, îți doresc să rămâi mereu tânără, plină de viață, veselă, energică și frumoasă. Să fie ca vârsta să-ți adauge putere și fericire. La mulți ani, bunica! Bunicuță, ani mulți de viață și fericire! Nu fi tristă, zâmbește și dăruiește celor din jur bunătatea ta, căldura și buna dispoziție. La mulți ani, bunica! La mulți ani! Dragi telespectatori, iată-ne pe final de sărbătoare. Sper că momentele culese de către echipa Busuioc TV din cadrul acestei minunate seri a aniversării doamnei Ludmila Doronceanu au fost pe placul dumneavoastră. Iar eu, Liliana Căzac, vă zic la revedere și pe curând. Vă îndemn să rămâneți mereu alături de postul de televiziune Busuioc TV, pentru că doar aici găsiți muzică bună și cei mai îndrăgiți interpreți. Nu uitați să ne vizitați și pe rețelele de socializare și să ne dați și câte un like. La revedere și o seară plăcută în continuare!